Divizia de paid media vine în completarea divizilor deja existente SEO, Data Analytics, Local SEO și Web Development. În momentul în care există doi provideri diferiți pentru cele două servicii, există un conflict de interese în ceea ce privește migrarea bugetului, lucru care nu va fi valabil și în cazul nostru. Salutare, eu sunt Eugen, Paid Media Managing Director și voi dezvolta noua divizie de Paid Media din cadrul DVF. Dezvoltarea diviziei Pay-per-click reprezintă o evoluție naturală pentru îndeplinirea obiectivului companiei de a deveni lider în piața de digital marketing din România. DVF a fost mereu o agenție search-orientated, iar crearea unui departament specializat în paid media a venit ca răspuns la nevoia clienților de a obține o arie mai largă de rezultate măsurabile în campaniile de marketing. În plus, venim cu avantajul de a merge mai departe targetarea pe bază de nevoie și vom atrage și trafic targetat pe bază de comportament. Astfel vom acoperi întreg funnelul de vânzare. Divizia de paid media vine în completarea diviziilor deja existente SEO, Data Analytics, Local SEO și Web Development. Integrarea directă a strategiei de paid media cu expertiza SEO și Data Analytics de care beneficiază DVF aduce noi avantaje pentru clienți care se traduc prin optimizarea reală a bugetelor, o viziune de ansamblu a strategiei digitale și optimizarea costului efectiv de conversie. Atunci când rulez campanii PPC și SEO, o bună parte din research și strategie este comună. Tot ce înseamnă trend-uri, research cuvinte cheie sau analiză competiție va fi realizat o singură dată, integrat, ceea ce ne va da o viziune de ansamblu mai bună prin mulțimea de tool-uri pe care le folosim și va reduce considerabil costurile inițiale. În plus, în funcție de identificarea de noi oportunități la nivel de produse vedete sau provocări date de creșterea accelerată a costului per click, având toată investiția într-un singur loc, putem migra bugetele din SEO în paid media și invers, având ca unic scop avantajul clientului. În momentul în care există doi provideri diferiți pentru cele două servicii, există un conflict de interese în ceea ce privește migrarea bugetului, lucru care nu va fi valabil și în cazul nostru. Pe lângă clasicele Google Search Ads, Google Shopping Ads, Display Ads, YouTube Ads, Facebook Ads și Instagram Ads, avem expertiză în numeroase alte platforme, cum ar fi Huawei Ads, Bing Ads, Yahoo Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads și multe altele. Rulând în atât de multe platforme, reușim să găsim soluții aplicate pentru orice business, scopul final fiind acela de a găsi clientul ideal oriunde s-ar afla el. Chiar nu avem cum să ratăm. Așa putem să ne asigurăm că investiția făcută în marketing de către clienții DVF este optimizată pentru a aduce conversii ridicate, dar și pentru a crește partea de brand trust prin reach-uri și frecvențe ridicate pe buyer persona pe care noi îl definim. Partea de brand trust poate influența cu până la 80% rata de conversie, având un impact puternic în creșterea sănătoasă pe termen lung a brandurilor pe care noi le promovăm. Cifrele pe care ne le propunem la DVF în următorii 2 ani, doar pentru divizia de paid media, sunt de 1,4 milioane de euro cifră de afaceri, un portofoliu de 160 de clienți și bugete PPC lunare administrate de peste 1 milion de euro. Acestea nu se pot atinge fără o investiție pe măsură. DVF va investi peste 650.000 de euro în noua divizie de paid media, iar din această investiție 70% din buget va fi alocat pe formarea echipei. Targetăm 25 de poziții pentru specialiști PPC și 5 poziții de management. Restul de 30% vor fi alocați pentru investiții în tehnologie și marketing. Focusul principal este echipat, deoarece cea mai importantă resursă dintr-o agenție sunt specialiștii. Vom pune accent pe două direcții, una axată pe lucru efectiv cu clienții și cealaltă pe partea de quality control, pentru a ne asigura că totul rulează ireproșabil. În primele două luni deja am reușit să atragem 10 specialiști în cadrul noii divizii de paid media și sunt sigur că până la sfârșitul anului vom depăși pragul de 20 de oameni. Sunt sigur că toate acestea vor aduce un mare plus clienților DVF, atât din punct de vedere optimizare costuri, dar mai ales din punct de vedere al optimizării randamentului bugetului total de online marketing. Dacă vrei să afli mai multe despre povestea noastră, urmărește-ne pe canalele de social media și dă un like acestui clip.